Am găsit această postare la pagina aceea de Instagram care spuneam că vă place foarte mult. De aici am furat și noi poza pentru vlog. În fine, și a luat-o și Miruna și cumva îi răspundea acestei pagini. Dar să știți că răspunsul ei m-a dezamăgit foarte tare pentru că eu consideram pe Miruna o fată extrem de inteligentă, indiferent de tâmpenile pe care le face, eu inteligentă o vedeam, adică chiar o vedeam o fată smart, dar m-a dezamăgit foarte tare răspunsurile ei. Haideți să vă citesc. Se spune că echipa câștigătoare nu se schimbă niciodată. Așadar, Luță, cel ultra discutat, mi-a cumpărat flori de la aceeași florărie, normal. Doar aici au cele mai frumoase flori. Este și păcat să primești flori de la altă florărie, la cât de discutat a fost timp de 4 luni acel buchet din emisiune. PS, totul este bine când se termină cu iubire pentru toată lumea. Vă urez o viață plină de super tuturor, că de la atâtea bârfe și răutăți pe Facebook îmbătrâniți mai repede decât este firesc. Și a pus niște emoji dintre astea haioase. Eu aș vrea să-i reamintesc Mirunei că ipostaza aceasta de amantă, mai ales la noi în țară, este ceva de genul femeia pe care o plătești să-ți ofere, în primul rând, niște chestii sexuale pe care tu nu le primești acasă de la soție. Și asta nu o spun femeile, o spun chiar bărbații, dacă îl întrebi pe oricine, bă, de ce ai amantă? Păi, îmi respect prea mult soția ca să fac, să-mi îndeplinesc anumite fantezii sexuale și uite așa îmi trag o amantă, știu că e curată, îi plătesc chirie, îi mai cumpăr 3 strențe, dar mă duc și îmi descarc pălăria ori de câte ori am eu nevoie. Ca să te lauzi cu faptul că primești de la domnul respectiv, căsătorit fiind, niște flori, te denigrează pe tine ca om, în primul rând, nu neapărat ca femeie, ca om, ca tot ce vrei tu. Eu zic să nu te mai afunzi mai mult, pentru că este denigrator, în primul rând, pentru tine. Și toată lumea a înțeles că ai vrut cumva să dai o replică la ce a postat Cosmin aseară. Adică Cosmin s-a postat cu o domnișoară, tu cumva să le enervezi și să îl scoți din pepeni, postezi despre Luță, pentru că știi că asta l-ar enerva cel mai tare. Nu, nu, să nu mai faci. Vezi de treaba ta acolo, ocupă-te cu ce-ți place, încearcă să nu mai dai satisfacție răutăților și la tot ce se vorbește în jurul tău, pentru că, uite, încercând să răspunzi, te afunzi mai rău decât ai fost până acum și mă gândesc că viața nu se termină aici, în relațiile astea. Poate pe viitor o să-ți dorești și tu cu adevărat o familie, un bărbat în adevăratul sens al cuvântului, demn, care să te iubească și o să-i fie foarte greu să te accepte cu toate astea din urmă. Încearcă, știu, să mai faci curățenie. În loc să arunci cu noroi și să aduci rahatul în casă, încearcă, știu, să faci curățenie. Cred că te-ar ajuta mai mult. Dar tu știi mai bine.